Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu mă numesc Ciobi. În episodul de astăzi o să lucrez cu cea mai puternică motocasă de la Steel, Steel FS 561CU, cea mai puternică și cel mai nou model, predecesorul la FS 560. Astăzi o să lucrez cu cuțitul de destiș de 350 de mm. Acesta e cel mai de hățiș sau de desiș. Ambele variante cred că sunt corecte. Astăzi o să lucrez cu acest cuțit. Acesta e cel mai versatil și cel mai des utilizat cuțit de la Steel. Îl putem utiliza atât în iarbă deasă, în iarbă mai înaltă, împotriva lăstarilor, împotriva copăceilor mai tineri. E cel mai ideal și cel mai versatil cuțit. Bun, astăzi o să tai. Avem câteva tufe aici de tot felul de tufe, nu știu exact de ce îs. O să vă arăt ce bine putem tăia cu el și tufe de genul acesta, maxim groase de cât degetul meu mare, un pic mai groase eventual. Bun, o să pornim motocasa și îi dăm drumul la treabă. Oh,
Acesta a fost videoul de astăzi cu Stihl FS561C, cea mai puternică motocasă de la Stihl, împreună cu cuțitul de siș de 350 de mm. După cum ați văzut, ne facem o treabă fără nicio probleme cu acest cuțit. După cum am zis, e ideal și pentru iarbă și pentru tufe de genul acesta. Le taie cu ușurință, taie și mai groase de atâta. Ideea e că putem să folosim ori un cuțit de genul acesta la tufe de genul acesta sau un disc circular. Care dintre ele credeți că vă convine mai bine? Ideea ce am uitat să menționez în video acesta ar fi trebuit să mă aduc casca, nu doar ochelarii, pentru că au mai sărit câteva resturi și e periculos să tem cu cuțitul acesta doar cu ochelarii. Casca mi-am uitat-o, am uitat că n-am mai folosit cuțitul ăsta de anul trecut și am uitat accesoriul ăsta. Bun, acesta a fost videoul de astăzi. Vă mulțumesc mult de vizualizare, vă doresc o zi plăcută, la revedere!